teatru, nu știu câte celui bun. Ia să vedem. Ia să cântăm cu toții, da? Voi știți un cânte cel frumos. E convins. Ia fiți atenți aici. În pădurea cu alune aveau casă trei pitici. Cine pupăza și spune, vreau să stau și eu aici. Pup, 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 vreau să stau și eu aici. Pup, 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 pup. Aveau casă trei purcei? Da. Eu stau să vedem cum sună, dar eu nu știu, da. În pădurea cu alune aveau casă trei purcei. Vine nenea lupul, spune, vreau să stau și eu cu ei. Au, 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 vreau să stau. Mă cam încurc. Și apoi ce caut? Păi cum ce să caut? Am văzut că-s copii mulți adunați aici. Și m-am gândit să le cânt un cântece, nu-i așa? E, dar ce cauți tu aici? Păi noi, copii de la Cercul de Teatru, așa? 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 Prezentăm copiilor spectacolul cei trei purceluși. Purceluși? Da! Și trei? Da! Mai să fie... Da, 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 foarte bine, foarte... Da, bine, dar și aici, și văd că ai și cutară. Da! Să ne ajutăm? Cu mare plăcere, cum să nu, cum să nu? Păi atunci să începe spectacol, copii sunt nerăbdători, nu-i așa? Așa e, copii sunt nerăbdători, atunci facem liniște, să începem, da?